Consiliul Județean Hunedoara va acorda titlul de cetățean de onoare al județului Hunedoara pentru 34 de eroi martiri răniți sau reținuți în timpul Revoluției Române din decembrie 1989. Este vorba despre 12 eroi martiri care și-au pierdut viața în timpul Revoluției și alte două persoane decedate ulterior, precum și despre 14 răniți și 6 hunedoreni care au fost arestați în timpul evenimentelor din decembrie 1989. Actele prin care cei 34 de revoluționari primesc titlul de cetățean de onoare vor fi înmânate urmașilor eroilor martiri, precum și răniților și reținuților din 89, în cadrul unei ședințe solemne a Consiliului Județean Hunedoara, care se va desfășura în data de 18 decembrie, începând cu ora 11, în sala de spectacole a Teatrului de Artă din Deva.